Dacă mă uit la câte case de pariuri, câte jocuri de noroc, cât de cazinouri, cât de concursuri cu premii sunt, am impresia că întreaga civilizație e bazată pe încredere în ceva care de la un moment la altul ne poate schimba viața. Și tu cât de mult crezi în noroc? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și atât fiind că se pare că și pentru performerii de elită norocul joacă un rol destul de mare. De asta vorbim în întâlnirea noastră de azi. Norocul este ceva foarte greu de prins. Romanii au făcut o zeitate de noroc care se numea Fortuna, care are zeitate legată la ochi, care distribuie averii fără să se uite la cine ajunge. Echivalentul în mitologia grecească de Tiche. Tiche protejează orașele și dacă nu aveai bunăvoință din zeitatea asta, orașul nu mergea bine. Adevărul este că tot ține de faptul cât de mult credem că viața noastră este deja scrisă sau nu. Mi se pare că în săptămânile trecute deja am vorbit de conceptul ăsta de destin. Și într-adevăr, conceptul destinului și norocul, care nu este decât un aspect al destinului, e ceva care a obsedat omenirea de când există. În mitologia romană erau parche, care erau trei babe care făceau destinul. În mitologia grecească era Moire, adică era Clotos și Lachesis care făceau firele albe și negre, adică firele albe cu zilele fericite și firele negre cu cele triste și urâte, și la un moment dat, și o tareu cât de lungă trebuie să fie firul ăsta. Și apoi venea tropo care taia firul în momentul. Și parte interesantă că zeitațiile acestea, care printre altele erau fiice lui Zeus, erau așa de puternice că nici zei puteau să pună în discuție deciziile lor. Adică e un concept extrem de profund. Mitologia grecească e fantastică. Oricum, dar dacă nu greșesc, și în mitologia romană sunt ursitoarele cu, cum se cheamă, soarte și moarte. Adică la un moment dat mereu este prezent acest concept că altcineva hotărăște ce se va întâmpla cu viața ta. Eu sincer nu sunt așa de acord, chiar dacă am impresia uneori că niște chestii sunt scrise. Tot ce pot să spun despre povestea asta, că este extrem de farmecătoare, este că cel mai puțin un lucru este sigur. În orice moment viața ta se poate într-adevăr schimba brusc și radical. Spre binele sau pe rău, nu neapărat. Adică, într-adevăr, uneori, dacă eu mă gândesc la viața mea, toate loviturile și de noroc și de probleme s-au fost întâmplare fără nici o pregătire. Eu cu atâta pregătirea mea în obiective, în planuri, în project management, lucrurile mereu s-au datorat la niște întâmplare complet neprevizibili. Și chestia asta m-a plăcut mereu, deci îmi place mereu să fiu deschis la ce mă pregătește viața. Deci dacă este un sfat, eu nu știu care poate fi destinul, dacă există sau nu, dar desigur trebuie să fim pregătiți la toate și să acceptăm cu bucurie. Alta parte interesantă este, pentru că e în contrazicere cu conceptul de destin, toate discuțiile care se fac în general cu legea atracției. Deja am vorbit de multe ori despre legea atracției, despre starea de flux, despre conectarea cu sursă, deci nu vreau să mi repet. Cel mai puțin un aspect
în care eu m-am convins că avem controlul asupra unele parți a destinului. Eu nu știu dacă sunt ursitoarele, dacă sunt moire, dacă e karma, dacă e legea atracției în negativ, dar cel mai puțin un lucru eu am observat și vreau să împărtășesc cu tine. Eu m-am dat seama că de fiecare dată, repet, de fiecare dată, practic, fără nicio excepție, deci am învățat să nu mai îl fac. Am desprețuit pe cineva sau am ridiculizat chiar în mintea mea, pentru că se găsea într-o situație penibilă, dificilă, în care eu am gândit, uita ce cretini e, la mine nu se va întâmpla niciodată, matematic, dată după un timp, mă trezesc în aceeași situație. Repet, nu știu dacă este destinul, nu știu dacă este pedeapsa karmică, nu știu dacă e o zeitate care se ocupă de mine, dar am învățat că a desprețui cineva, a ridiculiza, repede, chiar în mintea noastră, zice, uita, la mine asta nu se va întâmpla. Matematic, universul te trimite un învățament. Deci, concluzia de puntată de astăzi, vede că deja am depășit timpul, am ceasul acolo, să fim foarte atenți la ce gândim, pentru că fiecare gândul are o putere imensă. Într-o zi vom vorbi, o să facem o puntată specifică despre puterea gândului. Și m-am dat seama că puterea desprețului se întoarce împotriva noastră așa de repede că despre ceilalți, dă-mi ascult, toate cele bune, gândurile sunt o forță. O zi bună în continuare!